Oameni buni, la sugestia dumneavoastră ne întoarcem aici la Sănătate România, la subiectul vaccinarea alergicilor. Există o categorie care are contraindicații, adică mai bine nu se vaccinează anti-SARS-CoV-2. Care este această categorie? Ne spune desigur un specialist, doamna profesor Roxana Bumbăcea, alergolog. Există această zonă roșie, care este zona de pericol și care practic înseamnă stop vaccinării și care include o recomandare care sună ușor pompos, dar așa sună. Pacientul are contraindicație la vaccinare pentru că are hipersensibilitate la vaccin sau la oricare din componentele sale. Hipersensibilitate înseamnă că are o reacție exagerată la vaccin sau mai clar la componentele sale. Am stabilit destul de clar că reacțiile de hipersensibilitate se datorează nu componentei vaccinale importante, cât mai ales adjuvanților care sunt folosiți în vaccinuri. Vaccinurile care dau cel mai frecvent alergii sunt vaccinul Pfizer și Moderna. Cele din tehnica ARN mesager. Exact. Pentru a fi eficiente în procesul lor de definitivare a vaccinului, au inclus acești adjuvanți care practic ajută la fixarea în circulație și care includ polietilen glicol și respectiv polisorbați. Și atunci, sigur că o reacție la un alt vaccin, o reacție anafilactică, obligă la verificarea conținutului acesteia și la oprirea vaccinurilor care conțin aceleași tipuri de substanțe. Mai sunt și alte substanțe sau alte alergii cunoscute, certificate de un specialist, care să-i oprească de la vaccinare pe alergii? Prima reacție anafilactică la prima doză. E clar că oprește persoana respectivă să se vaccineze cu doza a doua. Dar problema esențială este această hipersensibilitate la alți componenți ai vaccinului și aici din nou ajungem la specialist care trebuie să identifice din istoricul pacientului dacă a făcut o reacție anafilactică la un alt compus care ar fi putut conține aceste ingrediente. În fața unei neclarități, a unei istoric neclar sau unor semne de întrebare, trebuie să trecem prin filtrul medicului specialist alergolog. Așadar, dacă vă știți cu alergii severe, luați decizia de a vă vaccina împreună cu medicul dumneavoastră curant. Sănătate, oameni buni! Sănătate, România!